Hei, sunt Andra Dadan, fondatoarea programelor Fine Love, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla cum poți să ai dragoste și fericire. Tema videoclipului de astăzi este iubirea de sine. De ce am ales această temă? Pentru că am primit un mesaj de la o cititoare pe blog, disperat, care arată acest mesaj, blocajul numărul 1 în calea dragostei, și anume acela al neiubirii de sine. Și tocmai de aceea am ales să lămuresc astăzi cum prin iubire de sine îl poți atrage pe Prince Charming. Haideți să vedem ce ne scrie Sorina. Andrada, sunt disperată, simt că nu mai pot de la atâta durere. Este cumplit prin câtă durere trec. Sunt atât de singură, m-am săturat de atâta plâns, singurătatea mă apasă așa tare, îmi doresc cu disperare un bărbat, o relație, să am și eu pe cineva. Am nevoie să mă țină cineva în brațe, mă simt îngrozitor, atât de neputincioasă, nu știu ce e cu mine. Nimic nu se leagă, parcă nimeni nu mă vrea, ce greșesc, ce este în neregulă cu mine. Am stări de disperare, de furie, de neputință. Uneori mă simt vinovată că am greșit în toate relațiile mele, că sunt sortită să rămân singură, că asta este soarta mea. Ce pot să fac să am și eu pe cineva? Sorina, știu cum este să te simți așa, nu este ușor. Vestea bună este că există o cale prin care poți să treci prin situația, peste situația pe care te afli, și anume iubirea de sine. Îți voi explica imediat ceea ce ți se întâmplă și cum anume poți să schimbi situația în care te afli. Ceea ce ți se întâmplă ție este că ai rămas blocată, să simți furie, vină, minimizare, disperare, suferință, neputință, care practic îți aduce și mai multă tristețe. Tu adâncești blocajul în calea dragostei, hrănind în permanență un tipar de neiubire. De ce se întâmplă asta? Este ca și când ai în mână o trompetă prin care semnalezi în permanență universului să-ți aducă și mai multă tristețe și mai multă nefericire. De ce se întâmplă asta? Pentru că universul este acustic. Iar faptul că este acustic, el în permanență, universul se racordează la ceea ce emitem noi din interior către exterior. Universul nu judecă, el nu știe diferența dintre bine și rău. Este precum o antenă, exact cum telefoanele noastre sunt racordate la antenă prin care noi putem, la relee, prin care noi putem să comunicăm unii cu alții. Așa și universul, în momentul în care el aude doar pentru o secundă că tu îi spui îmi doresc o relație, îmi doresc iubire, îmi doresc să mă simt bine, să fiu împlinită, să fiu fericită, ca apoi timp de 99,9% din majoritatea vieții tale tu te zbați, plângi, ești disperată, te minimizezi, te învinovățești, este ca și cum îi semnalezi universului, te racordezi la o vibrație foarte joasă, și anume a disperării, a neiubirii, iar universul nu face decât, fiind acustic, să-ți întoarcă ceea ce tu eman către el, și anume foarte multă neiubire. De ce se întâmplă asta? Pentru că este legea sincronicității. Acolo unde îți concentrezi gândurile, acolo unde îți pui energia, acolo unde îți focusezi atenția, acțiunile, faptele, la fel se vor materializa și rezultatele. Dacă tu în majoritatea timpului te zbați în această durere și în această minimizare, ei bine, vei avea în viața ta în permanență situații care îți vor produce și mai multă nefericire, și mai multă angoasă, și mai multă neputință. Te vei întâlni, sau probabil te întâlnești, cu bărbați indisponibili, cu bărbați incapabili de angajament, sau pur și simplu, așa cum spui tu, nimic nu se leagă, pentru că, iată de ce, te afli într-un blocaj, și anume în blocajul numit neiubirea de sine, așa cum am identificat eu din ceea ce mi-ai scris. Însă, probabil,
te întrebe acum ce este de făcut, nedumerită când auzi ceea ce îți explic, pentru că este normal să te simți așa, deoarece nu știu un alt mod de a fi. Este ca și când cineva explică unui orb cam cum arată culoarea roșie. Orbul zice, vreau culoarea roșie, dar eu nu știu cum arată. Tocmai pentru că probabil ai dezvoltat din copilărie, din experiența ta de viață, ai învățat probabil de la relația dintre părinții tăi un tipar de relaționare prin intensitate și prin neiubire, ceea ce tu mai departe practici în viața ta. Și acum te voi lămuri cum anume poți să schimbi acest tipar de neiubire cu iubirea de sine. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să îți schimbi percepția de sine, modul cum te raportezi la tine și la lume, despre ce crezi tu că meriți și simți în raport cu tine și cu viața. Ești o ființă valoroasă, meriți iubire, iar când se va întâmpla să întâlnești un partener, ei bine, acest lucru se va întâmpla fără ca tu să te zbați, pentru că iubirea, întâmplarea iubirii, a întâlnirii unui partener este ceva ce nu ține de noi. Nu există o rețetă cheie, nu există ceva ce face să se întâmple iubirea și atragerea unui partener compatibil, însă cu siguranță în momentul în care te schimbi tu și tu începi să fii bine, să dezvolți seninătate, armonie cu ceea ce ești tu și ai în momentul acesta, cu siguranță se vor alinia planetele și va apare în viața ta un partener bun care să te împlinească. Iubirea de sine nu este ceva concret, iubirea de sine este un abstract. Mereu când vorbesc în seminariile mele cu clientele mele despre iubirea de sine, sesizez priviri lungi, lacrimi pe obraz, confuzie și toată lumea mă întreabă, adică cum anume te iubești sau, dar eu mă iubesc, cum poți să spui că nu mă iubesc? Însă în fața mea sunt cliente, sunt fețe, sunt femei, sunt suflete pustiite, cu foarte multă angoasă, frustrare, ranchiună, dezamăgire, neputință, sentimente și emoții care nu au nimic de a face cu iubirea de sine. Și tocmai în acest sens vreau să clarific acum ce înseamnă iubirea de sine, sublinând aspectul numărul 1, aspectul cheie care ne conduce către iubirea de sine. În primul și în primul rând, acceptarea realității. Așa cum este scris și în Biblie, Dumnezeu ne spune, caută-mă și mă vei găsi peste tot. Mă vei găsi sub piatră, mă vei găsi în celălalt, eu sunt pretutinde. Realitatea este mereu perfectă pentru că este ceea ce se întâmplă, iar ceea ce se întâmplă nu putem să controlăm niciodată. Nu putem să controlăm vremea, nu putem să controlăm moartea, nu putem să controlăm când anume îl întâlnesc pe Prince Charming. Este ceva ce se întâmplă întotdeauna în afara mea, însă ceea ce pot să controlez mereu este cum mă raportez eu la ceea ce se întâmplă. Pot să controlez poziționarea mea în raport cu faptul că plouă. Dacă plouă, este ceva ce nu pot să controlez și dacă eu mă zbat să nu mai plouă, înseamnă că îmi iau așa o furculiță și încep să mă lupt cu ploaia și sunt caragioasă, depun foarte mult efort pentru că nu pot să controlez faptul că plouă. Însă pot să iau decizia că îmi iau o umbrelă și încep să merg prin ploaie și mă bucur de ploaie pentru că plouă. Așa este și viața ta în momentul acesta. În momentul de față nu ai un partener, asumă-ți, dragă Sorina, că ești singură, asumă-ți viața pe care o ai acum, asumă-ți sentimentele de tristețe, este normal ceea ce simți. Orice femeie care își dorește o relație împlinită, care își dorește dragoste, s-ar simți tristă în situația ta, însă nu te mai afunda în aceste stări. Asumă-ți că ești singură și ia hotărârea să-ți construiești o viață împlinită așa cum este ea. Ocupă-ți timpul cu pasiuni, cu hobby-uri,
înconjoară-te de oameni calzi, buni, hrănitori, fă-ți prietene, ieși, distrează-te. Am primit de multe ori observații pe blog sau în cadrul cursurilor: bine, Andrada, ceea ce ne spui tu să facem presupune o situație financiară, dar sunt femei modeste care au copii, care nu au posibilități. Nu este vorba despre posibilități, se pot face foarte multe lucruri care nu necesită investiții materiale. Te poți trezi dimineața, spui Adidas și în picioare, te duci în parc, alergi, vezi răsăritul, intri într-o comunitate care ajută persoanele aflate în impas, te poți duce la orfelinate, poți să intri în organizații de binefacere, poți să faci lucruri manuale, poți să participi în asociații de caritate. Sunt o mulțime de lucruri interesante de făcut, care angajează foarte multă energie calde, hrănitoare, prin care poți cunoaște foarte mulți oameni buni, hrănitori pentru tine. De asemenea, în momentul în care te iubești în acest aspect de acceptare al realității, nu te mai biciuiești, începi să fii blândă cu tine. Sfatul meu pentru tine, Sorina, este să nu te mai biciuiești, să nu te mai învinovățești, să nu te mai alergi după o relație, să ai o relație sau un bărbat, și să ai răbdare și să înțelegi că ceea ce se întâmplă, se întâmplă, și când va fi să cunoști un bărbat, îl vei cunoaște. Până atunci, schimbă-ți tu vibrația, transformă-ți viața, cultivă-ți emoții hrănitoare, hrănește durerea cu multă dragoste, cu blândețe și înțelegere, cuprinde tot ce simți, acceptă realitatea în care te afli și construiește-ți tu o viață de senzație, fii bine cu tine și bărbatul potrivit va apare la momentul potrivit, și îți garantez că va apare un bărbat care te va trata exact cum te tratezi tu dacă îți schimbi modul în care te raportezi la viața ta de acum și, bineînțeles, comportamentul. Pentru că rezultatele se schimbă datorită unei percepții schimbate și a unor comportamente schimbate. Acum, dacă vrei să-ți schimbi vibrația pe care o emani în lume, să accesezi și să te racordezi la energia iubirii, să accesezi energia feminină, cursul meu Find Love este locul ideal de unde poți începe. Este un curs de consiliere în cadrul căruia vei învăța totul despre iubirea de sine, despre relații, despre cum să-ți schimbi vibrația, să-ți ridici energia, cum să accesezi energia feminină, totul despre polaritatea feminin-feminin, astfel încât să poți să atragi un bărbat bun alături de care să ai o relație împlinită. Dacă vrei mai multe detalii despre acest curs, click în detaliile linkului de mai jos, unde poți afla detalii despre cursul Find Love. Eu îți mulțumesc că m-ai urmărit. Dacă ți-a plăcut conținutul acestui videoclip, like și share, poate poți ajuta pe cineva care are nevoie de conținutul acestui video. Iar acum, la final, așa cum v-am obișnuit mereu, o să închei cu un citat care îmi place mie foarte mult, atât de relevant despre iubirea de sine, a lui Osho, și anume: mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor aranja de la sine. Nu e nevoie să le aranjezi tu. Nu trebuie decât să te pui pe tine în ordine. De îndată ce tu ești în ordine, întreaga lume este în ordine. De îndată ce tu ești în armonie, întreaga lume este în armonie. Pe curând!